Iată-ne la sfârșitul maratonului de întâlniri, mesaje despre familie din weekendul acesta. Și pentru ultimul seminar pe care îl avem împreună, o să citim două versete. Începem cu scriptura. Sper să nu fie prea greu să stăm ridicați când citim. Îmi cer iertare corului că îi fac genof genoflexiuni cu ei. În Geneza, în capitolul 33, versetul 13 și 14, cuvântul Domnului spune așa. Geneza 33, 13 și 14. Iacov i-a răspuns. Domnul meu vede că copiii sunt mici și am oi și vaci fătate. Dacă le-am simit la drum o singură zi, Toată turma va pieri. Domnul meu să ia înaintea robului său și eu, eu voi veni încet, pe urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii până voi ajunge la Domnul meu în seir. Amen. Să ne așezăm. Pentru a continua mesajul în seara aceasta, la ceea ce am început, de fapt, încă de vineri seara, de fapt, în seara aceasta o să revenim puțin la modelul pe care l-am abordat vineri seara, pentru cei care ați fost, pentru că de dimineață am abordat puțin tema familiei diferit decât îmi propusesem. În seara aceasta, însă, aș vrea să facem o foarte scurtă incursiune la ceea ce deja uh, am vorbit în prima seară a întâlnirilor despre familie, și anume vineri seara, pornind de la acest moto, de la acest gând central pe care l-am urmărit, și anume familia între relație sau imitație. Dumnezeu vrea ca în interiorul familiei să existe o părtășie, o legătură strânsă. Iar legătura aceasta strânsă din interiorul familiei nu trebuie să fie doar între părinți, doar între soț, soție, ea trebuie să includă și pe copii. În aceeași măsură este insuficientă o părtășie strânsă între părinți și părinți și copii dacă în aceeași părtășie nu este inclus cel care a creat familia și care este însuși Dumnezeu. De aceea, în familiile noastre trebuie să fie o părtășie atât pe orizontală între noi, între participanții la familie, dar și între noi și Dumnezeu, care este deasupra noastră a tuturor. Acum, foarte repede, am văzut că Dumnezeu este cel care a gândit familia, Dumnezeu este cel care a făcut familia să fie așa cum trebuie și noi nu trebuie să ne. Inventăm familia noastră. Noi trebuie să descoperim ceea ce Dumnezeu vrea pentru familie și să ne așezăm, să ne adaptăm voii lui Dumnezeu pentru casa noastră. Și voia lui Dumnezeu este ca familia noastră să fie locul cel mai sfânt. Am spus și am, am dezbătut puțin acest aspect vineri seara. Apoi, tot voia lui Dumnezeu este ca familia noastră să fie locul cel mai sigur. Locul cel mai sigur, locul în care să mă simt în siguranță și să am acel confort care să aducă în viața mea o dihnă duhovnicească, o dihnă emoțională și o dihnă fizică. Apoi, scopul lui Dumnezeu este ca în familia mea sau casa mea să fie locul împlinirii. Și spuneam că întrebarea corectă nu trebuie să fie dacă celălalt aduce împlinire ființei mele. Ci întrebarea corectă trebuie să fie dacă eu aduc împlinire celorlalți din casa mea. Cum se simt ceilalți în prezența mea? Ce aduc eu odată cu mine în casă? Sunt ceilalți în siguranță? Sunt ceilalți împliniți? Este soția mea în siguranță în prezența mea? Există acel sentiment de acasă. Că putem să construim case câte vrem și să nu avem acasă. Dar Dumnezeu vrea ca pe lângă casa sau casele pe care le construim, vrea să creem, să ne ajute să ne binecuvinteze cu înțelepciune, să creem un sentiment de acasă. În felul acesta sunt împliniți cei din jurul nostru, cei din casa noastră. Tot intenția lui Dumnezeu pentru familiile noastre este ca familia să fie locul formării noastre dincolo de ceea ce se întâmplă în biserică unde desigur sunt lucruri excepționale minunat și apropo Dumnezeu să binecuvinteze biserica Emanuel a fost pentru mine o experiență uh, deosebită chiar dacă nu v-am urmărit încă și nu am văzut ceea ce se întâmplă aici pentru mine weekendul acesta uh, a marcat ceva în viața mea pentru că mă duc un, un sentiment plăcut de la biserica dumneavoastră unde găsesc alin, găsesc viață găsesc părtășie cu Dumnezeu Dumnezeu. Domnul să vă țină tot așa. Nu, nu, nu. Să vă mai înflăcăreze, să mai pună mai mult. Așa, că încape. Deci, locul formării noastre dincolo de biserică trebuie să fie acasă. Pentru că spuneam, Dumnezeu o folosește pe soție ca cea mai bună unealtă din lumea asta, prin care să cioplească în mine caracterul ales asemănător ca lui Hristos. Nu străinii. Nici măcar slujitorii nu sunt cea mai bună unealtă. Soția este cea mai bună unealtă pentru șlefuirea caracterului soțului. Dar și invers, soțul este cea mai bună unealtă pentru șlefuirea caracterului soției. Desigur, uneori suntem o daltă ascuțită din care s-ar așchi. Alteori suntem o hârtie abrazivă care doar finisăm câte ceva, nu știu. Noi trebuie să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să nu facem cu răutate ceea ce facem, și nici cu răzbunare, și nici cu orgoliu, ci în smerenie să înțelegem și să acceptăm că modelarea vine prin celălalt și asta nu vine, așa cum a spus, din răutate, ci vine din asumarea responsabilității pe care Dumnezeu a pus-o reciproc unul față de celălalt să ne ajute Domnul aceasta. Și nu în ultimul rând, primul spațiu al slujirii noastre nu e biserica, ci primul spațiu al slujirii noastre este acasă. Pentru că, de fapt, acasă se validează ceea ce facem în public. Repet, acasă se validează ceea ce facem în public. Am întâlnit din păcate și situații în care erau frați în biserică, trăznea slujirea sub ei în biserică dar când ajungeau acasă nu mai știau unde să dispară toți pentru că de fapt acasă nu era validat ceea ce prindea, pretindeau că sunt în biserică. Și lucrul acesta a adus mare de serviciu pentru generațiile următoare care au văzut fariseismul acesta, au văzut duplicitatea aceasta și Evanghelia a fost umbrită de o atitudine incorrectă acasă față de ceea ce se, prindea, se pretindea a fi în biserică. Noi trebuie să fim acasă, în normalul, în naturalețea noastră, la fel de preocupați de viața spirituală cât arătăm că suntem aici când suntem în biserică. De aceea, spațiul slujirii trebuie să înceapă acasă. Dacă ăsta e proiectul Divin pentru familia noastră și așa ar trebui să arate casele noastre, atunci, dragii mei, am văzut cele patru mandate ale căsătoriei ca să putem să devenim ceea ce Dumnezeu vrea, avem cele patru mandate pe care le găsim în Geneza 2, 18 și 23 și anume, Dumnezeu a văzut că omul era singur da? și atunci i-a făcut un ajutor, i-a făcut pe cineva să-i aducă companie, să alunge singurătatea. Și am spus că nu este nimic mai complicat decât singurătatea în doi sau în 3, sau în patru. Îi groznică singurătatea dinainte de căsătorie, dar este una și mai groznică. Singurătatea de după căsătorie. De aceea, sunt eu o companie bună pentru partenerul meu? Simte el că este alungată singurătatea? Are cu cine comunica? Are pe cine să se sprijini? Poate să se bazeze că sunt acolo pentru el atunci când are nevoie? Apoi, al doilea mandat este cooperarea. Am să-i fac un ajutor, pentru că nu putem să le facem pe toate, nici măcar noi bărbații. Apoi, al treilea mandat este cel al completării, un ajutor potrivit, un ajutor potrivit. Și eu, Dumnezeu a pus în mine ceea ce trebuie completat la soția mea, și soția completează la mine ceea ce nu pot eu să fac singur. De aceea, al treilea mandat este cel al completării, iar în 23, atunci Adam a zis. Și al patrulea mandat este comunicarea. Adam a zis și începe mandatul comunicării. Nu e așa că este ce frumos este că primele cuvinte menționate în Scriptură pe care le rostește Adam sunt despre soția lui? Iată, în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi Eva. Aceste mandate și atenție acum, dragi soți, soții, noi nu trebuie să ne uităm pe fereastră, adică la celălalt, când evaluăm aceste mandate, ci trebuie să ne uităm în oglindă să vedem dacă eu mi-am asumat aceste mandate, astfel încât familia să arate după proiectul divin pe care l-am văzut adineauri. Pentru aceasta, trebuie să lucrăm la zidirea relației, pentru că relația nu se zidește de la sine, am spus. Lucrurile de la sine nu se ordonează, din contră, se dezordonează. Și numai să rămână la fel, trebuie să intervenim într-un fel. Dar să se ordoneze, dar să crească, dar să se așeze. De aceea, dacă vrem să fie bine în familie, trebuie să investim. Și sunt multe lucruri pe care trebuie să le investim în familie dacă vrem familia să fie bine. Lucrurile nu se așează de la sine, nu merg bine de la sine. Suntem chemați să investim cu responsabilitate, cu înțelepciune, planificat în casa noastră. Și ne-am oprit la câteva lucruri pe care trebuie să le investim, astfel încât familia să arate după planul lui Dumnezeu. Să avem acasă, nu doar casă. Și primul lucru la care ne-am ne -am oprit ca să înțelegem și să așezăm bine relația dintre noi, soți, soții și apoi vom discuta puțin și despre copii în seara aceasta. Uh, primul lucru, cunoașteți partenerul. Cunoaște-te reciproc. Cunoașteți-vă reciproc. Vezi zice, bă, dar ne cunoaștem de atâta vreme. Ne-am cunoscut uh, de, copii, unii dintre voi ați fost colegi de clasă, nu-i așa? De atunci v-ați îndrăgostit unul de celălalt. Uh, Dragii mei, știți cum se zice la noi în Ardeal? Ce mânci un sac de sare împreună și tonul cunoști. Pentru că noi avem o cunoaștere subiectivă, vedem ce ne interesează pe noi, vedem cu ochelari falși la celălalt. Dar noi trebuie să ne vedem, să ne cunoaștem reciproc, uitându-ne cu atenție la ființa cealaltă. Nu ca și cum ne-am uitat în oglindă, ci să o vedem pe cealaltă ființă pe care Dumnezeu a așezat-o lângă noi cu nevoile ei. Ce să cunosc, ce să înțeleg? În primul rând să înțelegem nevoile fundamentale ale celuilalt. Spuneam în seara că bărbații cred că soțiile lor gândesc ca ei, visează ca ei, funcționează ca ei, iubesc ca ei, se bucură ca ei. Nimic mai fals! Nimic mai fals! Ființa pe care Dumnezeu a așezat-o lângă noi este absolut diferită de noi, din toate punctele de vedere. Și emoțional, și intelectual, și fizic, totul este altfel. Eu am învățat târziu, spuneam lucrul acesta, și, din păcate, mi-am pierdut câțiva ani din bucuria întreagă pe care puteam să o am în familie. Pentru că am tratat-o ca și cum soția mea era un fel de eu. Da? Un fel de eu într-o altă persoană. Și nu mi-am dat seama că de fapt ea așteaptă altceva, comunică altfel, voia altfel, avea alte vise, poate și dintr-un egoism. Nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Și mai târziu am priceput, stai că primul lucru de care soția mea are nevoie este de dragoste. Primul lucru de care soția mea, pe care soția mea după care tânjește, este să fie iubită. Și nu că noi o iubeam, nu că nu o iubesc, nu? Dar spuneam, aveam, avem noi o problemă în a arăta, în a comunica dragostea noastră. Pentru că așa suntem noi mai neciopliți. Și ni se pare că ne pică stelele de pe umăr dacă ne arătăm dragostea față de soția noastră. Apoi, a doua nevoie este de comunicare. Să comunicăm, să vorbim. A treia, de conducere. Și a patra nevoie fundamentală de siguranță și de stabilitate. Acestea sunt patru nevoi fundamentale ale soției. Pe când nevoile fundamentale ale soțului, prima este de respect. Un soț nerespectat își pierde din bărbăție, din masculinitatea despre care vorbeam dimineață. A doua nevoie fundamentală a soțului este de apreciere. Pentru că noi nu avem așa dezvoltat spiritul responsabilității și facem numai ce vedem că este apreciat. Aia vom continua să facem. Dacă vreți să continuăm să facem ceva, apreciați. Dacă nu mai aveți nevoie de aia, tăceți. Și ne oprim singuri. A treia nevoie fundamentală a soțului este de intimitate și a patra de liniște, de liniște. Acum o să trec mai repede peste. De fapt, cam pe aici am ajuns vineri seara, și acum aș vrea să trecem la pasul al doilea, ca să legăm, ca să zidim la relația familiei noastre într-un mod sănătos. Și al doilea pas pe care trebuie să-l facem, astfel încât relația din interiorul casei să fie una sănătoasă, Dumnezeu să se bucure privind la casa noastră, este una provocatoare. Al doilea pas. Gestionează corect conflictele. Eu n-am spus, evitați toate conflictele. O familie, după planul lui Dumnezeu, nu este o familie care nu are conflicte. Eu nu vorbesc acum pentru familiile care cred că nu o să aibă niciodată conflicte, ci vorbesc despre familiile normale, adică ale noastre, care trecem prin conflicte, avem conflicte, dar important este să învățăm ce facem cu ele. Nu dacă vor veni conflicte, ci când vor veni conflictele, ce facem cu ele. Dragii mei, conflictul este o oportunitate periculoasă. Este o oportunitate pentru că nu poate să fie creștere, nu poate să fie o apropiere și o sudare mai puternică în familie decât prin conflicte. Să nu vă speriați de cuvântul conflict, dar este o oportunitate periculoasă pentru că n-am fost învățați ce să facem cu conflictul. Și din nou trebuie să recunosc și să nu credeți că am venit acum să tot dau nația asta noastră, dar trebuie să recunoaștem că noi, de mici, n-am avut educația conflictului. N-am fost obișnuiți cum să rezolvăm, n-am fost învățați cum să rezolvăm conflictul, cum să trecem prin conflict, n-am fost învățați cum să scoatem cei buni din conflict și cât de binecuvântați putem să fim dacă facem ce trebuie în conflict. Repet, conflictul este inevitabil și nu e o problemă cu asta. Marea problemă este că nu știm ce să facem cu el. Și în loc să luăm binecuvântare din el, îl transformăm în o travă. Iată de ce spun lucrul acesta. Că diferența de opinii între soț și soție este, înseamnă, un conflict. Dar diferențele de opinie nu trebuie să fie conflict destructiv. Și conflict nu înseamnă neapărat scandal. Asta n-am fost învățați. Conflictul nu înseamnă neapărat scandal, și faptul că avem diferențe de gândire, de opinii, vedem diferit lucrurile, nu înseamnă că s-a pierdut unitatea familiei. Nu suntem una când gândim la fel. Uniformitatea nu e un semn al maturității ci acceptarea faptului că celălalt este diferit de mine și putem să mergem împreună, asta e o dovadă a maturității. Diferențe de opinie sunt. Nu vă supărați. Gândim diferit. Am fost învățați să trăim diferit. Venim în aceeași casă și vrem lucruri diferite. Mergeți numai să cumpărați mobilă, să vedeți la ce se oprește el, la ce se oprește ea. Ok? Apă și ulei, nimic în comun. Mergeți și cumpărați o mașină. Să vedeți la ce se oprește el, la ce se oprește ea. Dacă mergeți și trebuie să cumpărați o mașină, vorba lui fică mea, are așa o chestie acum cu mașinile, la 13 ani așa am auzit că au ceva cu mașinile, bărbatul, pe bărbatul îi interesează brum, brum, da? cum sună, Adică ce este sub capotă. Femeia se oprește dacă e roșie. Îți două lucruri diferite. Și avem opinii diferite. Cum gestionăm, de exemplu, o problemă a copilului. Suntem diferiți și ne așează Dumnezeu diferiți în aceeași familie. Când un copil devine neascultător, nu? Poate tată sau poate mama, depinde. Nu, nu zic că la fiecare e la fel. Poate mama e aia aspră, nu? Mama imediat, cureaua, vorba lui mama când eram copil, ai doamne, băi am avut o mamă, știu că se dă online, dar n-am o problemă. Deci, general colonel, ce tristele de alea mari, ăsta că era zero pe lângă ea. Atâta numai trebuie, eram în biserică să Fac așa o imagine. Eram în biserică da, și am crescut în timpul ăla când biserica începea la nouă și nu știam când să termină. La Cina Domnului cu, sigur, cu siguranță nu se termina mai repede de două. Cam pe la două așa să termina la Cina Domnului. Cinci ore. No, cinci ore și noi eram așa de 10, 11, 12 ani. No, stai tu cinci ore în biserică. La un moment dat... Păi, e mâncașul și până noi, na. Să ieșim. Mă duc aminte, steam cu prietenii mei, nu vi spun că îi cunoașteți, pe bancă și îndrăzneam să mă uit așa un pic în spate cu privirea rugându-o să-mi dea voie să ies odată până la wc sau... Și mă uitam așa un pic în spate spre mama. Mama întotdeauna stătea așa, o diagonală de asta așa era. Și capul mie, atât mi se îndoie capul, cum, cum era atunci. Așa mi s-a format mie, atâta pot să-mi capul. Unde era mama? Și când mă uitam așa la mama, ca un manchi de ăsta cerșetor, atâta făcea mama, îmi țin minte, stătea așa tot timpul, avea, țineți -ți, minte, doamnele din biserică, cum își băgau Batista aici, a tot timpul. Stătea cu Batista așa și când mă uitam, la mama. Mă uitam a doua oră, a doua deja zicea. Știți ce însemnau, nu? Pe drum înspre casă zicea, mă aștepți în camera din față cu pantaloni de jos. Camera din față nu era camera de tortură, să nu vă imaginați. Camera din față era uh, o odaia aia în care, camera aia în care îi culci pe musafirii. Unde nu faci foc numai când vin ei. Și oricât foc faci atunci, atunci tot frig rămâne. Ne? Camera aia unde pui mortul atunci când moare cineva, acolo pui sicriul. No, în ca camera aia era și camera de educație. Aia să nume educație. Și nu știu de ce, pe vremea lui tata, nu erau curele de mușama. Ei, ce vreau să vă spun prin asta? Pe de altă parte, tata nu m-a bătut niciodată. Nici o palmă nu mi-a dat. Absolut diferiți. Absolut diferiți. Mama a tratat lucrurile într-un fel și nu fac reproșuri acum că vai de mine a fost aspră. Că după cum o vede slăbucnus, nici palid, da? nu mi-a picat nimic. Dar tata a procedat diferit. Tata mea, mama mi-a inspirat frica, adică a pus gardurile și toți copiii au nevoie de garduri. Tata mi-a inspirat respectul și rușinea. Aș fi preferat de multe ori să mă bat mama de 10 ori decât să știu că l-am supărat pe tata. Au fost diferiți. Au tratat lucrurile diferit. Dar diferența asta, credeți că ei n-au discutat niciodată între ei? Eu nu i-am auzit. Dar credeți, mă gândesc acum, că n-au discutat niciodată între ei, bă, de ce ești așa aspră cu el? Sau, mama, credeți că nu i-au zis la, la tata, bă, ești ca mole, mă. Au avut diferențe de opinie. Și diferențele de opinie sunt conflict. Ăsta e conflictul. Exprimarea diferențelor de opinie. Așa trebuie să vedem conflictul. Acum, uitați-vă bine la mine. Atâta timp cât în familie avem maturitatea, pocăința, modestia, simplitatea și autenticitatea, să putem să stăm, să ne uităm ochi în ochi unul la celălalt și să avem răbdare să ne exprimăm argumentul pentru care eu cred că așa e bine. No, aia e familia matură. Familia matură nu este una care nu are nicio discuție contradictorie, ci familia matură este ca în ciuda opiniilor contradictorii au așezarea, au priceperea și înțelepciunea dumnezeiască să stea având acela scop, binele casei, binele copiilor, binele celuilalt și să stea să vorbească pe argumente pe argumente și să nu intre tot timpul peste celălalt, ci să lase pe celălalt să termine, nu cum e la noi la români. Și atunci eu vin cu un argument, celălalt vine cu un argument, eu vin cu un argument, celălalt vine cu un argument, eu vin cu un argument, celălalt vine cu un argument, când gândim diferit, și la un moment dat argumentele unuia să termină ăsta e momentul critic al familiei. Vă să fiți foarte atenți acum. Momentul critic unde se vede familia pocăită, matură, okay, așezată, înțeleaptă, este momentul în care se termină argumentul unuia. De ce? Pentru că celălalt vine cu încă un argument, mai bun poate, dar atitudinea celui care, căruia i s-au terminat argumentele, determină cum va arăta și ce va face conflictul din acea casă. Și anume, dacă este un om mândru, orgolios și fără pocăință, nu va suporta că i-s au terminat argumentele. Și atunci nu mai atacă problema, ci atacă persoana. Atacă persoana. Și dacă doamna mea mai aruncă un argument și eu nu suport, domnule, să pierd. Vă aduceți aminte că am zis la cele patru mandate vineri seara că soțul și soția nu sunt chemați să fie în competiție. Noi nu trebuie să fim în competiție în casă, ci să ne completăm unul pe celălalt. Dacă suntem în competiție, imediat cum mi s-a terminat argumentul, știți ce zice soțul? Am știut eu. Am știut eu. Tot ești măta toată ești așa. O tot timpul mai au un argument. Pentru că nu suportăm, avem impresia că pierdem. Pentru noi, diferența de opinie e în război. E război. nu -i o discuție să vrem binele casei. Să găsim binele casei. Și începem și lovim pe celălalt. Dacă argumentele ei se termină, normal că bărbatul trebuie să fie deasupra. Bărbatul trebuie să întotdeauna să rămână. Și atunci, ce facem? Îl lovim pe celălalt. Când l-am lovit pe celălalt, conflictul nu mai aduce un plus. Conflictul nu este o binecuvântare din care învățăm și luăm o decizie bună pentru casa noastră, ci prin orgoliu. Da. Prin orgoliu, transformăm conflictul în scandal. Aici e punctul critic. Facem din conflict o binecuvântare sau îl transformăm în scandal. Și apoi începem să -l lovim pe celălalt, să-l atacăm pe celălalt, începem să folosim toate onomatopele de pe lume. Da? Și singurul scop, din moment ce am început să coborâm spre scandal, atunci ne mai rămâne un singur scop. Eu vorbesc de niște prieteni, nu de voi, niște prieteni care trec prin asemenea situații. Știți care e scopul? Cum să-l rănesc mai tare pe celălalt? Mi se focalizează așa, mă, acum îl dau. Nu, acum îl dau, să simtă. Să se simtă prost, să se simtă, să vadă că și eu, pot să spun și transformăm conflictul în război. Nu asta e voia lui Dumnezeu. De aceea am spus, conflictul trebuie să fie o binecuvântare. Nu vă temeți de conflict. Temeți-vă de mândria și lipsa de pocăință care transformă conflictul în scandal. Dar atâta timp cât am teamă de Dumnezeu, cât îmi iubesc familia și nu sunt orgolios că ai tot timpul eu să am dreptate, vă rog frumos, renunțați la războiul ăsta de a avea tot timpul dreptate. Asta se numește mândrie păpită. Asta înseamnă să vreau tot timpul să am dreptate. Apropo, când rezolvăm conflictul, când ne împăcăm, nu e așa că ați încercat mult sau ați crezut pentru mult timp că conflictul se termină când voi demonstra că eu am avut dreptate. Povești. Conflictul nu se termină niciodată când aflăm cine a avut dreptate și cine a greșit. Niciodată. Știți când se termină conflictul? Când începem să exprimăm din nou dragostea. Când începem din nou să-l prețuim pe celălalt. Când reușim să trecem peste. Când nu avem niște așteptări orgolioase, mărunte, mândre. Ci știm să iertăm și știm să ne cerem iertare. Da, e adevărat, și asta am învățat-o foarte de curând: că bărbații zic mult, de mult mai multe ori iartă decât femeile. Dacă o zic, cred că se mai întâmplă. Eu am învățat repede că bărbatul zice iartă -mă. Știu că nu vă simțiți confortabil soților să facă afirmația asta, dar eu mă fac vulnerabil. N-am nicio problemă. Mă aduc aminte că am luat o decizie nenegociabilă imediat după căsătorie. Hai să vă povestesc asta, așa pe merge mai departe. Una dintre valorile nenegociabile pe care le-am stabilit pentru familie imediat după căsătorie, mă rog, au fost câteva valori nenegociabile, de exemplu, am zis așa, uh, orice ar fi, nu ne lăsăm de Hristos. Prima valoare, doi orice ar fi, nu o să fiu agresiv niciodată. Adică mai pe nu o să-mi bat nevasta. Sper că nu a ajuns un bărbat atât de jos încât să-și lovească nevasta, ferească domnul. O, unde o putut să margă atât de jos? Dacă nu mai are nimic la mansardă, trebuie să-și arate ce are aici. Și am mai luat încă o decizie, sigur, o să fim loiali unii ceilalți. Și am luat încă o decizie pentru că începusem să slujesc. Aici m-am pripit. Și am zis așa, nu o să mă ridic niciodată la ambon și să fiu certat cu soția mea. Nu am eu dat Domnul de la început un fel de slujire. Cred că am zis ieri la curs. Eram păstor în Oradea. Și așa mi-a dat Domnul un fel de slujire, că media predicilor pe săptămână, nu pe lună, îmi era undeva 3, 4, chiar și 5 predici pe săptămână. Cum? Și în fiecare duminică seara, cu excepția cam la 3-4 duminici, trebuia să predic în biserică. Diavolul o știu ce decizie am luat, nenegociabile. Și pentru câteva luni a fost odată un an foarte ciudat. Și vedeți că mă fac vulnerabil acum. Pentru câteva luni, nu știu ce s-a întâmplat, Veneam, mergeam duminică dimineața după ce se termina programul acasă și nu știu dacă vi s-a mai întâmplat și vă sau singurul dus cu plută de aici. Din nimic! Bă, dacă aș fi avut motive serioase, ceva, din nimic. De fapt, nu -ți trebuie motive să te cerți. Nimicul e suficient. Că doar și Domnul a făcut lumea din nimic. Și noi vrem să imităm, noi facem scandalul din nimic. Din nimic, nimic nu mai era bun. Duminică după duminică după duminică după duminică. Cum ajungeam acasă, nimic nu mai era bun încercam să mă gândesc de unde vine, ce cu mofturile astea pe care le avem, ce strică relația. Și nu găseam. Să făcea unu, două, trei, patru. Și bă, mă cercetam adânc, la cina Domnului mă cercetam. Mă, nicio o vină. Mă, nu i-am greșit cu o privire, poate privirea, nu știu. Nu i-am zis un cuvânt. Nu găseam vina. La ora 5 trebuia să ies din biserică să mă duc la predică. Nu puteam să las biserică, biserică foarte mare. Vă să seama așa cu duhul ăla încărcat să te duci și să trăznești la amvon, ha? predic. Să făcea cinci fără un sfert. Deja intram în panică. Băi, am promis Domnului că nu mă ridic la amvon dacă-și certat. Punct. Deja puneam mâna pe telefon să sun pe celălalt păstor, să zic, nu știu, fă ce, nu, mă, nu predic. Și am învățat foarte de curând o chestiune. Am învățat să-mi cer iertare pentru lucruri pe care nu le-am făcut. Așa repede s-așezau lucrurile. Așa repede ne împăcam. Dar vreau să vă spun un lucru înaintea lui Dumnezeu. Nu mi-am cerut iertare și m-am împăcat ca să continui după. N-am mai, mai, mai reluat-o. După. Am învățat să-mi cer iertare. Ăstea cu câteva lunișoare de familie, de viață de familie. Ascultați bine ce m-a spus. Bun, haideți să revenim la. Uh, există câteva lucruri care, care creează diferențe de opinie, care aduc conflicte. Iată câteva dintre aceste surse generale ale conflictelor. Primul, neîmplinirea așteptărilor. Când se mărită, are niște așteptări grozave și alimentate de... Înainte o duce, îi face, îi, îi spune, pentru că trebuie să cucerească piscu. Și dintr-o dată, toate visele astea mari pe care le-au spus, să desuflă într-un balonaj. Nu, ascultați-mă acum. Toată diferența asta între așteptări și realități se numește frustrare. Și dintr-o dată, nici nu vine bine din luna de miere, și draga de ea e plină de frustrare să simte înșelată mințită, pentru că neîmplinirea așteptărilor creează presiune și este o scânteie suficientă ca să se nască un conflict. Al doilea, a doua sursă generală a conflictului este orgoliu. Orgoliu. Dacă ar dispărea orgoliu, ar dispărea conflictele. Pentru că n-ai cum să te ceri cu tine în oglindă. Dar nu ai cum să te cezi cu un cu unul care nu e orgolios. Să te ferească Domnul să fii în casă cu un orgolios sau cu orgolioasă. Uh, cel orgolios este cel nepocăit care încă nu și-a răstignit firia. Este cel care nu s-a așezat pe crucea despre care Domnul a spus, cine vrea să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze îl amimiază moartea sinelui. Dar cine nu mai este orgolios înseamnă că la propriu și-a răstignit firia. Nu e un supărăcios, nu-i sare țandăra, așa am -mi sare mie țandăra. Nu există sări de țandură, cât e în firia ai pe cruce. Și astea surse de conflicte grele, orgoliu, mândria, ăsta tot timpul e în competiție. Nu cedează niciodată. Măi, neagră și ce nu e albă. E albă. Sau, mă, ungurii, verde. A treia sursă generală de conflict este încăpățânarea. Au engleză o vorbă, nu? My way or highway. Adică, cum zic eu, sau deloc. A încăpățânarea e groasnică și nu stau asupra ei. Iar a patra sursă generală de conflict este perfecționismul. Am vorbit puțin vine seara despre perfecționism, dacă vă aduceți aminte. Și v-am spus că perfecționismul este o travă pentru familie. Este o presiune continuă. Este ca o picătură din strașină care picură pe capul tuturor din casă. Știți cum e perfecționismul? Ca și cum te duci cu o mașină care nu se oprește dacă nu spui centură. centura. Bip, bip, bip. Perfecționismul sunt așteptări nerealiste de la persoane reale. Ăsta e perfecționismul. O persoană care tot timpul controlează lucrurile, care tot timpul pune o presiune excesivă asupra celuilalt. Papuci trebuie să fie tot timpul așezați la linie. Domnule, mă duc aminte, nu, intram în casă, bă, puneam papucii la linie, mă trecea mama pe lângă ei, mai îndrepta nu n avea ce să. Spală vasele. Spală copilul vasele, le pune în mașina de uscat acolo, mama merge să uite la ele, le mai și le mai spală odată. Și ce spui copilului? Nu-i în stare nici să spele vase. Asta-i spui. Ești bun de nimic. Perfecționistul pune presiune pe ce nu poate face celălalt. Perfecționismul pune, perfecționistul pune presiune pe copii, ca lui trebuie să fie cel mai bun. Vreau să vă atrag atenția asupra unui adevăr groasnic pe care îl văd în biserici. Și anume, bătaia în copii. Nu bătaia copiilor. Familiile se bat în copii, adică com sunt într-o competiție prin copii. Uh, nu că vreau să mă laud. Uh, dar să știi că am meu olimpic, am eu olimpic, și la matematică, și a participat și la talentul în negoț. Și să știi că cântă foarte bine la trompetă. Și dacă l-aș duce la fotbal, ar fi cel mai bun din echipă. A meu. Și începem de ce vorbesc chestiuni concrete acum au început familii în biserică să se urască în urma competiției unor oameni, unor omuleți normali. tratați pe copiii voștri ca fiind oameni, da? nu extraterestri. Lăsați-i să aibă puncte tari și acceptați că au puncte slabe. Lăsați-i dacă sunt bun la matematică să facă matematică și nu-i omorâți că trebuie să facă și gimnastică bine, și chimie, și muzică bine, la toate 10 în linie. Nu-i terminați că să sunt orgolii personale, mândrie personală -i. Lăsați-i să fie normali. Nu vi se pare că în generația noastră noi nu ne mai tratăm copiii ca pe copii. Și sau îi idolatrizăm, sau avem așteptări nerealiste de la ei, în loc să zidim la caracterul lor, la formarea lor, la valorile pe care să le punem în ei, tragem la excelența lor. Sunt mai importante abilitățile, de multe ori pentru noi, decât caracterul. Ăsta e perfecționismul grosnic. Ceea ce omoară spiritul de acasă. Ei, perfecționismul. Păi să vii acasă cu frica. De ce o să se mai lege celălalt? Cu frica cum îți pui haina pe umeraj, mă rog. Cei care își pun hainele pe umeraj. Tot timpul o frică. Nu vă supărați. Nu omorâți atitudinea, nu omorâți atmosfera casei. Lăsați casa să fie acasă. Domnule, când dintr un casă, n-am chef să intru ca muzeu acolo. Cu ceară dau pe jos, domne. Am chef la un moment dat, să dau cu o cafea jos. Mare filozofie. Pun picioarele pe o măsuță, na. Nu vă... <gângh> nu vă supărați, cum să te simți acasă? Cum să te simți aici? Cum să te odihnești aici? Că nu vedeți cât de stresantă e lumea asta oricum. Păi dacă nici acasă n-am libertatea să mă relaxez un pic, să mă odihnesc un pic. Unde? Vă spun eu unde. Dorm în biserică. E atât de plăcut să intri la cineva în casă, care te lasă, în casa în care te lasă să te simți om. Să simt, nu te, nu te stresezi că pică o cojă de la un croissant. Vezi că imediat dacă pică, imediat șapte aspiratoare din zece zim. Zi, zi. Doamne, eliberați-vă de, de, stresul ăsta, doamnelor. Eliberați-vă. Să nu crezi că numai doamnele e stresate de asta. Am văzut. Deci bărbatul care e perfecționist la curățenie, nu la e stresant. Ăla e stresant. Nu să dai cu mopul după el câteodată așa. El a mai spus la o conferință, eu m întrebat, pus o întrebare, cum să scăpăm de perfecționism? Am dat o soluție foarte practică, simplă. Lăsați vasele murdare până a doua zi, în chiuvetă. Nu se întâmplă nimic, vă garantez. Dacă nu credeți, mai lăsați le o noapte. Până când vedeți că începe să facă floare, și atunci, bai de mine, o să zic că, bă, cine învață, frate, ne învață să fim jegoși. Nu asta am vrut să vă spun. Ce am vrut să vă spun este să lăsați să fie atmosferă liniștită. Dar, vă, uite, vă întreb eu într-un mod practic. Îți vine să te rogi cu familia când totul e gata să preznează așa o tensiune? Să frică și să-ți formulezi rugăciunea? Dar ce atmosferă plăcută, caldă, ce, relaxante, relaxant, cum vrei să stai împreună, cu nu tot timpul să are unul pe celălalt. Abia aștept să te aduni. Acolo și părtășea de seară despre care o să vorbesc imediat. Îi altfel. Îi altfel. Eliberați-vă de astea, vă rog. Mai era aici încă o chestiune mi-a scăpat un PowerPoint. Aici au zis, frață, că tot timpul este o sticlă de apă. Mai puțin când am fost eu. Aici mai este, mai era încă o chestiune pe care vreau neapărat să o ating. Pentru că o altă sursă generală de conflict, și la asta țin mult ca să fiți atenți, pentru că din nou n-am fost educați să o vedem, o altă sursă generală pentru conflicte în familie, care distruge părtășia și relația, este istoricitatea noastră. Istoricitatea noastră. De ce spun asta? Istoricitatea noastră determină normalitatea noastră. Și ca să nu sune foarte abstract, o să mă explic acum. Atunci când o ia și un el, se căsătoresc și vin în familie, atâta de dăștept suntem la început că avem impresia că suntem la fel, perfect, gândim la fel, știm la fel, ne cunoaștem perfect, dintr-o dată ne trezim cu un străin lângă noi, o străină. Și nu știm de unde ei vin toate astea. Și încet, încet, pentru că n-am fost învățat despre a gestiona istoricitatea, aș vrea să fiți atenți acum ne trezim că suntem atât de diferiți și nu mai putem negocia lucruri normale în casă. De exemplu, ca soți, ca soții, când ne ducem în aceeași casă, începem să creem propriul nostru sistem. Vă mulțumesc foarte mult, frate. Ne creăm propriul nostru sistem de a face familie. Și începem. Cum are loc viața spirituală în casa noastră? Pune o întrebare normală. Cum va fi viața spirituală în casă? Ea zice, ce e aia? De ce? Pentru că istoricitatea ei, care e normalitatea ei, s-a conturat, s-a creionat într-o familie de unde vine ea, în care n-a fost viață spirituală. Toată viața spirituală s-a consumat la biserică. Atât. Ea nici nu știe că se poate altfel. Dar pentru ea e normal așa. Ea nu se simte vinovată. Și istoricitatea vieții spirituale ei a determinat normalitatea că nu este viață spirituală acasă. El vine dintr-o familie de proroci. În care în fiecare sare era stăruință. Și el vine în casă la el și zice, na no, bun, hai că-i nouă. Hai de la rugăciunea, mu, ia scriptură, hai să... Și ea zice, dar nu-i nu biserică azi? Că ea nu înțelege nimic din viața spirituală în felul ăsta. Ea vine cu o normalitate din casa el, el vine cu o altă normalitate din casa lui. Și să ciognesc Acum, două normalități total diferite. Și apare conflictul. Hai să mai luăm un exemplu vine prima zi de salariu. Ea vine cu banii ei, el vine cu banii lui. Și ne întrebăm, și amu ce facem cu ei? În mintea ei, cum îi normal? Cum era? Istoria ei, de acasă. Da? Unde mama ei controla tot. El vine dintr-un alt context, istoria lui, normalitatea lui, unde părinții se așezau la masă, făceau un buget comun, puneau bani în plicuri și ăsta e plicul domnului, ăsta e plicul pentru facturi, ăsta e plicul pentru școală, ăsta e plicul pentru papuci. Și lucrau în altfel. Și ia căi amândoi în casa lor, în care-s două normalități, dar absolut diferite. Nu, no, ce facem? Cum rezolv problema? Și diferențele astea foarte mari din istoricitatea fiecăruia trebuie să se ajusteze. De aceea se spune că primii doi ani de după căsătorie sunt fundamentali. Sunt cei mai intenși, dar și cei mai grei. Pentru că atunci trebuie contopite două istorii total diferite într-una comună. Într-una comună. Și am dat doar două exemple, dar sunt mult mai multe legate de istoricitatea asta. Cum mă spăl, cum mănânc, cum îmi pun hainele, cum vorbesc, cum petrec timpul. Toate astea vin dintr-o normalitate, de exemplu, la Consilia Premaritală, la una dintre primele uh, întâlniri pe care le-am cu familie tinere, îi întreb în felul următor. Cum se ceartă părinții voștri? Hai să vedeți privirea acolo, E cred că eu vreau să-i fac spioni. Frate, da. Stați-mă liniștiți, stați liniștiți. Ceea ce vă întreb eu este următorul lucru. Da. Ce vă întreb e următorul lucru. Cum se ceartă părinții voștri este normalitatea voastră. Și voi așa știți că e cearta. Și eu, unul dintre cei doi vin dintr-o familie unde cearta îi așa, grecește. Știți? Eu târziu mi-am mi găsit răspunsul de ce la anunțele românești toată lumea venea cu servicii de farfurii și de cafea. Păi se consumă. Nu? În unele familii. Și pentru unii, așa e cearta. Da, să mai. Ups! O... Că sunt încă una. Altul vine dintr-o familie în care mama și tata, dacă aveau ceva, o diferență de opinie, se retrăgeau în camera lor, închideau ușa și noi, copiii, la ușă, da, să auzim. Și nici de la ușă. Era discuția. Ieșeau împreună. Gata conflictul. Păi vă dați seama pentru unul care a fost obișnuit în felul ăsta. Când întâlnește cealaltă persoană pentru care conflict înseamnă etna, vulcanul etna. Da? Păi nu vă supărați, să-ți pierzi tot curajul de a continua. De aia să nu credeți care încă nu sunteți căsătoriți, da? Nu vă, nu vă mai căsătoriți după seara asta, să se cam termină cu căsătoriile, nu? Îți vine să dai cu basca de pământ câteodată. Și câte și câte alte exemple. Deci, ce am vrut să spun? Dacă vrem să avem familii în care să putem să avem părtășie, să creștem împreună, să fie prezent Dumnezeu în casele noastre, trebuie să fim pragmatici, realiști și educați. Și peste toate pocăiți să lăsăm orgoliu, mândria, iar conflictele inevitabile, pentru că avem opinii diferite, să aducă un plus în familie, să creștem și să nu îl transformăm în scandal. Așa să ne ajute Domnul. O să mai facem încă un pas din cele nouă pe care le-am pregătite și cred că o să ne oprim la cel de-al treilea, de fapt e al treilea ăsta. Al treilea pas, dacă vrem să avem părtășie, dacă vrem să zidim o relație solidă, nu doar între părinți, ci și părinți și copii, trebuie să zidim altarul. Ăsta nu înseamnă să facem barbecue să zidim altarul înseamnă altceva. Să zidim altarul Să zidim altarul și acum continui ideea de dimineață pentru cei care au fost prezenți. Vorbeam despre Iov, care, după evenimentele în care fiii lui se adunau și dădeau câte o petrecere și chemau și pe surorile lor, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Iov aducea ardere de tot pentru copiii lui. Zidea altar. Și nu o făcea fără copii, pentru că spune și chema pe copii și vorbea cu ei. Înseamnă că copiii lui erau acolo. La altar. Știți ce înseamnă să avem altar? Foarte simplu și practic. Primul lucru, să avem altar, înseamnă să venim împreună și să călătorim împreună. Nu putem avea altar în casă dacă nu venim împreună. Dacă nu călătorim, împreună. Vorbesc puțin metaforic, dar dumneavoastră înțelegeți mai bine. În aceeași casă suntem atât de diferiți. Doi copii nu seamănă unul cu altul. Au ritmuri de viață atât de diferite. Au ritmuri spirituale atât de diferite. Bună oară! Un copil ți-ți vine să-l mânci de drag. Biblie subliniată, citită, memorată, jurnal de studiu, grupă de părtășie, prezent la închinare, nu lipsește la tineret, dumă mamă la misiune, la grupă de. Nu... orice! E la ușă, mere face prăjituri, servește studenți tot, numai biserică. Odată o mamă, să mă aduc aminte, eram uh, păstor tânăr și atâta de implicată era fica ei în biserică, atâta de supărat o veni mama ei la mine, încât să știi ceva, îi dau un pat să se culce acolo. Ăsta, copilul ăsta, bă, are un rit spiritual că nu te ții după el. În aceeași casă, vine un ciute, mă tragi de el. Hai mă, citește un verset. Zi o rugăciune. Când îl pui să se roage, atâta se roagă. Doamne, îți mulțumesc pentru astăzi. Amin. Și noi începem să-i catalogăm. Ascultați-mă, amândoi copiii noștri. Amândoi copiii noștri. Pe unul ne vine să-l mâncăm de drag și pe ăla ne vine numai să-l mâncăm. Înțelegeți? Știți ce înseamnă să avem altar în casă? Să ne așteptăm. Să nu ne abandonăm. Să nu lăsăm prea în spate pe ăla care vine încet, și să nu lăsăm pe celălalt să o ia prea înainte, să nu obosească și să cadă. că încă maturi, numai copil. Părinții maturi reușesc să găsească un ritm astfel încât să nu ne lăbărțăm prea tare și să ne pierdem din vedere unul pe celălalt. Și fiecare cu viața lui. Așa să simțiți ceea ce vă spun acum, să zidim altar înseamnă nu știu cum, nu știu cum, să ne dea Domnul înțelepciune, să ne adunăm, să ne așteptăm, să nu ne enervăm, ci cu răbdare, cât de cât să nu ne pierdem din vedere, unul pe celălalt un rit prea alert îi va lăsa pe unii în urmă și pierdem. Un ritm prea încet va transforma viața spirituală într-una ineficientă și va pieri. Înțelepciunea este a unui tată într-o colaborare perfectă cu mama, Cunoscând realitatea din casa a fiecărui copil, să aleagă un ritm în care să meargă împreună și să nu se piardă nici la vitezomanul și nici ăsta de care tragi. Acum cred că face sens de ce am citit ce am citit din Geneza, capitolul 33. În condițiile în care Iacov ajunge în unul dintre cele mai critice momente din viața lui. Se întâlnește cu Esau și după ce se împacă cu Esau, Esau îi zice, acum haide să mergem împreună la el. Și foarte ciudat că după ce se împacă și știm tensiunea care a fost înainte să se împace, ne-am așteptat să zică Iacov, cu orice risc mergem împreună. Acum, dacă tot ne-am văzut de atât, dacă tot ne-am împăcat, gata, Mergem împreună. Știți ce zice Iacov? Auze sau. Tu ai un ritm. Eu am altul. Eu nu mă pot duce deodată cu tine pentru că eu cunosc ritmul copiilor din casa mea și dacă îi duc după ritmul tău, eu mor o primă învățătură. Vă rog să fiți atenți. Nu creați ritmul familiei voastre copiind ritmul altei familii. Nu vă lăsați sub presiunea ritmului altei familii, pentru că familia voastră este unică. Dar nici nu impuneți voi altei familii ritmul pe care voi îl aveți. Și acum mă refer într-un mod foarte practic la ceea ce faceți pentru Domnul, la modul în care vă exprimați viața spirituală, trăiți viața spirituală, sunteți implicați în slujire. Nu creați din familia voastră modele pentru alte familii, dar nici nu lăsați alte familii să vă impună ritmul ei vouă, pentru că sunteți unici. Copiii voștri sunt unici. Copiii voștri vor mai da cu fundul de pământ din punct de vedere spiritual, nu vă lăsați pe alții sau o să vă judece, dar nu vă lăsați afectați că vă judecă alții. Stați liniștiți că toți copiii se împiedică. Știți cum să zice, ce mai bun tați să ia care încă n-au copii. Ce mai bun tați de adolescenți să ia care au copii mici. Să vezi tu ce lecții dau oia care au Boți de carne acolo, de coptilus de două luni, să vezi ce lecții dau la oia care au copii de 15 ani, cum trebuie să și crească. Știți până când? Până când ăsta devine atâta. Înțelegeți? E bine de tăcut. E bine de tăcut. Și să ținem cât de aproape, fiecare cu familia și cu ritmul lui să ne ajute Domnul la asta. Ei, haideți să revenim puțin să învățăm câteva lucruri din decizia lui Iacov. Și apoi vom încheia. Iacov este genul de personaj pe care nu l-ai fi vrut, frate. Grosnic, frate. Mă, să te mintă, să te înșele, să te fure, să-l mintă pe măsa, să-l mintă, să mintă pe tată -sul actor, să spună blană pe el numai să pară pe ros. Bă, imaginațiile, bolnavă imaginație. Genul de om care n-a trăit decât pentru sine. Pentru Iacov n-a existat nimeni decât propria lui persoană. Pe toți a călcat pe gât. La un moment dat a început să vină facturile. A trebuit să fugă de acasă, se duce la Laban, și acolo continuă domne să, fac, să, facă la fel. Continuă. Îl înșală pe său și spuneam, asta -i... e... nu-i greu, nu? Să-l pe socru. Numai că și acolo vine de contul și la un moment dat trebuie să ia tot ce are și să fugă. Și se află în momentul ăsta în viață, în care în spate e moarte, adică socrii, în față e moarte, adică trecutul lui în oglindă. E nu era altcineva decât toată istoria a lui. Ăsta e sau. Și Esau vine spre el să se răzbune, înapoi la laba nu poate să meargă și dintr-o dată Iacov își dă seama că viața nu e așa cum crede el. Și acum, marele har al lui Dumnezeu a fost că înainte să se întâlnească cu Esau, într-o seară, îi zice Domnul Iacov, treci peste pârâul Iabocului, că avem o treabă de rezolvat. Trece peste pârâul Iabocului singur, Acolo, o ia bine. O ia bine, numai că după ce Domnul trezește la realitate prin acea ciocnire dură, îi spune ceva. Iacov, până acum ai fost Iacov. De astăzi ești Israel. Acum înțelegeți marea binecuvântare. Când s-a întors spre revărsatul zorilor, spune Scriptura, înapoi la tabără, vi-l imaginați pe Iacov târându-și piciorul după el? Că l-a lovit bine, da? Zice, a șchiopătat de acolo încolo. Vai, Iacov, ce ai pățit! Da? Și Iacov așa cu un calm. Am fost binecuvântat de Domnul. Da? păteți uneori că binecuvântare pentru noi de multe ori înseamnă altceva decât înseamnă pentru Dumnezeu. Dacă am ști noi din perspectiva lui Dumnezeu ce binecuvântare înseamnă suferință uneori, lipsă uneori, pentru noi toate astea sunt blesteme. Din perspectiva veșniciei, multe dintre experiențele astea sunt binecuvântări. Se întoarce altul, Israel. Și atenție acum! Până în momentul ăsta, Iacov zice, pe experiența Betel, Doamne, dacă îmi dai, fac și eu. Am pus în paralel experiența lui Iacov, care condiționează dacă, și experiența lui Habacuc, care vine și zice, chiar dacă vile nu vor mai da rod. Chiar dacă nu vor mai fi o instaul. Așa ce diferență e relația cu Dumnezeu dacă sau chiar dacă. Și se schimbă ceva fundamental în gândirea, în viața, în perspectiva lui Iacov. Pentru că ăștia care pentru el erau un număr care îl încurcau numai, dintr-o dată are ochi pentru ei. Ce nu au văzut niciodată copiii lui. Dintr-o dată zice Sfânta Scriptură în versetul 13, zice Esau, domnul meu, domnul meu vede că copiii sunt mici, dar mă numai acum vezi că mici. I-ai tras după tine, i-ai pus în pericol. I-ai cărat afară repede din casa lui bunic să, să scap cu viața. Dintr-o dată ai ochi. Asta se întâmplă când ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Avem ochi, altfel de ochi, începând din casă. Ne vedem soții altfel, ne vedem soțul altfel, vedem copiii altfel când îl întâlnim pe Domnul. Și acum vine altfel, dar la apucă durerea, că trebuie să-și asume responsabilitatea pentru, pentru ăștia care nu existau, pentru nimeni nu exista pentru el decât el. Și din față, mă duc acum puțin înainte, da? cu un capitol. Din față vine Esau, să-l omoare, el începe să aibă ochi ce valoare are lângă el. Că nu e așa trei ani de zile și ne-am obișnuit cu celălalt. Nu mai înseamnă nimic. Nu mai vedem frumusețea soției, nu mai vedem bărbăția bărbatului, puterea lui. Munca lui, efortul lui, sacrificiul ei. E normal că e acolo cu noi în casă. Nu mai vedem copii, inteligența, frumusețea, inocența lor, nu mai înseamnă nimic, nu mai avem ochi unii pentru alții. Când te-ai oprit ultima dată să te uiți altfel la soția ta, altfel la soțul tău? Eu am eu de atâția ani, nu? Nu mai înseamnă nimic, rutina. Și Iacov dintr-o dată trebuie să aibă ochi pentru ai lui. Și zice așa, pentru că ritmul cum altarul casei începe prin așezarea ordinii în familie. Asta înseamnă altar. Începem să ne așezăm ordinea priorităților în viață. Nu există altar în casă dacă nu ne facem ordinea priorităților. Aș nu am timp! Azi nu se poate! Serios, nu se poate? Dragii mei, anticipez câteva lucruri și apoi ne apropiem de Altarul în casă trebuie să fie zilnic. Biserica Emanuel, m-ați auzit? Altarul în casă trebuie să fie zilnic. Ce înseamnă asta? Scriptură zilnic în casă, rugăciune zilnică în casă, discuție zilnică seara în casă, mijlocire unii pentru alții în casă, post din când în când împreună în casă. Viața spirituală, aduceți-l pe Dumnezeu în casă. Asta e altarul. Zilnic. Avem timp pentru ce e important. Punct. Nu mai spuneți că nu aveți timp, vă rog. Avem timp pentru ce vrem. Dacă îți place un meci, așa-ți faci ziua, încât când începe meciul, ești în fotoliu. Dacă considerăm că e important altarul, ne facem timp. Eu nu zic că trebuie să fie. Nu zic că trebuie să fie un ceas, o jumătate de ceas, trei ceasuri, dar trebuie să fie. Ce, cât, cât zidește spiritual într-un copil pe care tata îl întreabă seara, ce ai mâine la școală? Pentru ce să mă rog în seara asta? Pentru tine, pentru mâine. Prin ce ai trecut astăzi? Ce te-a provocat? Ce-a fost greu astăzi în viața ta? Uite, suntem aici cu casa, suntem toți, suntem ai tăi. Azi ne rugăm numai pentru tine. Știți ce înseamnă asta pentru un copil? Știți ce înseamnă asta pentru un tată, pentru o mamă, pune ordine. Și iată cum se schimbă lucrurile când întâlnim pe Dumnezeu. Iacov are bogății multe, are soții și copii și acum trebuie să-și reașeze ordinea în viață și își așează lucrurile în ordinea în care e gata să le piardă. Pentru că sau vine din față să taie tot. Și Iacov se gândește, bă, la ce renunți prima dată? După mintea de dinainte de Iaboc și din experiența vieții lui Iacov, ăsta renunță la oameni pentru bunuri. Așa a făcut toată viața. A călcat în picioare oameni pentru bunuri. Dintr-o dată vedem că se schimbă ceva la Iacov. Și dacă am fi citit înainte, zice cuvântul lui Dumnezeu așa. Atunci Iacov a luat cirezile, turmele, tot ce a agonisit și a pus în față. Le-a pus în față. Ce înseamnă asta? Primul lucru pe care îl va întâlni Esau când va veni cu sabia scoasă, să fie bunurile cine e ăsta, mă? Cum așa? Ce s-a întâmplat Iacov? Are ochi pentru cei de aproape. Și apoi, zice, după ce o pus toate în față, o luat roabele cu copiilor, le pus în spatele averilor. Apoi o luat o pălea cu copiii ei și în spate de tot o pus-o pe Rahela cu șoru. Credeți că frații lui Iacov au început să-l iubească, Ö, lui Iosif, a început să-l iubească pe Iosif numai după vise? Na, 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 na. Greșeala generațională continuă să o facă într-un fel. Pentru că ce zic fratele lui? A, noi murim și tu trăiești. E vedea tu ca fi invers. Și așează în ordinea asta. Averile, soțiile cu copii, în spate, Rahela cu copii. Și zice Iacov, dacă vine sau, asta e ordinea în care sunt dispus să pierd. Să se ducă pe apa sâmbetei, vorba noastră, toate avuțile, pentru că l-am înșelat pe socru și am făcut toate nenorocile, să se ducă, nu mai în pasă de ele, în pasă de oameni. Dragi eu aș vrea să auziți mesajul ăsta mai adânc decât îl spun. Nu-mi pasă dacă pierd tot. Dar mai important decât oamenii în casa mea nu-i nimic. Că oamenii din casă sunt mai importanți decât încă o oră pe șantier. Pentru încă 20 de euro Eu nu zic să nu lucrați și am abordat dimineața importanța muncii. Și bine faceți, și știu că trageți mult. Să nu credeți că vă dezonorez pentru efortul pe care îl faceți. Dar vine o vreme în care trebuie să fiți în echilibru, cum l-am văzut pe Iov de dimineață, care are timp și de oamenii din casă. Nu numai să aducă ceva pentru oamenii din casă. Nu vă simțiți ofensați, vă rog. Eu îmi permis să vă spun asta, pentru că n-am trăit numai în România. Am 16 ani de Canada. Și cetățean. Și știu ce spun. Vine vremea în care ne vom da seama că oamenii din casă au fost mai importanți decât lucrurile pe care le-am adus. Nu m-am doresc să aflăm asta înainte să nu mai avem oamenii în casă, pentru că este prea târziu. Și Iacov pune ordinea asta, dar apoi vine pasul protecție ca altar, înseamnă și protecția tatălui peste casă, de-aia e preot tată în casă, că el trebuie să protejeze. Și se uită acum Iacov, vede șirul ăsta, zice, bun, asta e ordinea, dar eu unde mă pun? Și zice cuvântul lui Dumnezeu și atunci Iacov a trecut înaintea lor, înaintea cui? Înaintea oamenilor, nu înaintea turmei. Și s-a pus între turme și familie. Și s-a așezat el și a zis, asta i ordinea acum. Dacă vine sau să o moare tot, nu mai pasă. Dar înainte să piară ăștia, mor eu. Înainte să moară ăștia, mor eu. Pentru că Dumnezeu i-a schimbat mintea. Dumnezeu i-a schimbat inima. Și atunci putem să ne dăm seama de ce a zis Iacov. Copiii mei au un ritm și nu voi sacrifica ritmul numai de prietenia sau de, știu eu, bunăvoința altora. Familia mea e mai importantă decât ori ce? V-am spus dimineață. Cine contează? Cine contează cu adevărat? Asta înseamnă să avem altar. Să-i aducem pe toți aproape. Să creștem împreună spiritual. Să dăm socoteală unii altora și să creăm acasă un spațiu de siguranță duhovnicesc. M-ați provocat în weekendul acesta să vorbesc despre relații între soț și soție, între părinți și copii, între familie și Dumnezeu. Banii se duc, relația rămâne. Relația poate să fie tare și când contul e gol. Să facă Domnul să fie contul plin, dar și relația. Pentru că mult sacrifică relația de dragul contului. ce îmi doresc pentru Biserica Emanuel, pentru fiecare dintre dumneavoastră? Deschideți-vă ochii și cântăriți bine cei valoros aproape de voi. Dacă vă uitați la soțiile dumneavoastră, e să vă uitați. Nu-i păcat. Gândiți-vă că n-a mai fost, nu mai este și nu va mai fi niciuna ca ea. Pentru că Dumnezeu v-a dat un unic. La fel și invers. Ce onoare avem să ne dea Domnul o ființă irepetabilă, unică. La fel și copii, pruncii ăștia nimeni. Îți unici. Așa ce onoare ne-a dat Dumnezeu să avem persoane lângă noi care n-au sfârșit, care zveșnice, care poartă chipul lui Hristos, care poartă chipul lui Dumnezeu și când îți prăpădiți copiii, tot după chipul lui Dumnezeu sfăcuți, Și valoarea copiilor noștri nu stă în ce fac sau ce nu fac, ci în cine sunt. Și ei sunt creația Lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile de aici. Cu înțelepciune. Să ne păzească Domnul de atacuri grele. Stați uniți, diaspora nu-i simplă. Nu-i ușoară este mult mai provocatoare decât viața în țară, din multe puncte de vedere. Creștem copiii lângă noi care merg la școală și numai ne mirăm cu ce vin de acolo. Numai ne mirăm ce bagă zăpăceala asta de vest în capul lor, dacă până în urmă cu 15 ani, 20 de ani, ne rugăm pentru copiii noștri, Doamne ajută-i să țină minte cei învață la școală, acum ne rugăm, Doamne scoate-le din cap ce le bagă în cap la școală. Apoi, le spui în românește și să spun în italiană, vin bunicii în vizită și zic, du mă, pune-mă pe avion, că nu mai suport să stau în Babilonul ăsta, că nu mai înțeleg nimic ce zic nepoții. Nu-i simplă viața de diaspora. E provocatoare. Venim la biserică și sperăm să găsim România noastră pierdută. Are o dimensiune culturală profundă biserica, nu doar spirituală. Ziceam deseori, când eram păstor în Canada, când mă uit peste biserică, vă harta României. Dar voi mai puțin, nu mă văd, dar o județ așa văd. Mai sunt câțiva rătăciți de prin banat pe aici nu-i ușor să ții în unitate biserica cu atâtea obiceiuri și numai să-i înveți pe oameni să ia cina cum să dă aici, nu cum a fost acasă, e greu. Înțeleg toate astea, dar aveți nevoie de o înțelepciune aparte, să faceți distinție între ce e important și ce puteți lăsa deoparte. Lăsați deoparte câte puteți, dar vă rog din suflet: două lucruri nu lăsați deoparte. Unu, nu lăsați pe Dumnezeu deoparte, și doi, nu vă lăsați familia deoparte. Haideți să stăm ridicați. Dimineața ne-am rugat, prima dată pentru copii, apoi ne-am rugat, Soțul pentru soție, soția pentru soț și copiii pentru părinți. Acum, la final, aș vrea să ne rugăm și să cerem prezența lui Dumnezeu în toate casele. Și când îi se pare că nu are ce să caute în casă, să vină Dumnezeu în casele noastre, să ne cerceteze și să vindece inimi rănite, familii tensionate care n-au priceput cu micul conflictul și numai circ și scandal, familii conflictuale, unde copiii zic că abia aștept să crească, să scap de aici. Nu faceți asemenea media acasă, din care copiii vrea abia să aștepte să evadeze, ci creați un context în care abia să aștepte să ajungă pentru asta avem nevoie de Dumnezeu. Nu putem, că venim obosiți uneori acasă. Suntem înșelați de multe ori. Știu că e greu, dar Dumnezeu poate. Să vindece Domnul inimile, să vindece Domnul relațiile, să vindece Domnul copiii, să vindece soții rănite, soți răniți, să ne vindece Dumnezeu în seara asta. Intrăm în rugăciune și să facă Domnul minunea.